Locuitorii din Baia de Aram în continuare alături de Rafael Dunărințu. Actualul primar al orașului primește susținere la fel ca în mandatul trecut din partea cetățenilor. În alegerea lor, oamenii țin cont în primul rând de toate investițiile realizate în oraș din 2010 până în prezent sub conducerea lui Dunărințu. Da? Mare drag și mare plăcere. De la noi aveți mult. S-a apucat de drum acolo. Sunt niște oameni cu credință, niște oameni responsabili și eu îi respect foarte mult. Au fost alături de mine, sunt convins că o să fie alături de mine și în continuare, pentru că le-am dovedit că și eu le sunt alături din tot sufletul și îi invit pe data de 5 iunie să continuăm ce am început împreună, să fie alături de mine și de echipa mea de consilieri locali și de consilieri județeni. De la introducerea sistemului de apă și canal în oraș și asfaltarea străzilor până la crearea de locuri de muncă, toate aceste proiecte au fost implementate de la preluarea mandatului lui Dunărințu până acum. Proiectele vor fi duse mai departe pentru întregirea unor condiții bune ale nivelului de trai în oraș. Îl votăm pe domnul primar, că cel mai bun primar în Baia de Aram. Să mă audă și camera. Cel mai bun primar în Baia de Aram. Da, Dumnezeu. Bun primar. A făcut multe treburi în Baia de Aram. Noi vrem să stea domnul primar cât o trăit dânsul, să stea în Baia de Aramă, că ce a făcut domnul primar, n-a făcut niciun primar în Baia de Aramă. Foarte bun primar. Suntem mulțumiți și vrem să trăiască mulți ani, mulți ani. 200 de ani să stea în continuare, să ne facă treburi bune. Așa cum bine știți, de când am fost ales primar orașului Baia de Aramă la finele anului 2010, am inițiat alături de cetățenii mei, pe care îi respect cu mult drag, mai multe proiecte de infrastructură, apă, canalizare, asfaltare, campusuri școlar, parcuri de joacă, o grămadă de proiecte. Îmi doresc să finalizăm cea mai mare parte dintre ele și, bineînțeles, să continuăm cu proiecte pentru dezvoltarea orașului și a întregii zone de nord a județului Mehedinț. Doresc să terminăm toate străzile din Baia de Aramă, să le asfaltăm, să terminăm apa și canalizarea din oraș și din satele aparținătoare și cel mai important proiect, așa cum v-am spus de fiecare dată, am demarat lucrările de apă și canalizare, să începem să finalizăm pârtea de schi, deoarece prin acest proiect cu siguranță se va schimba nivelul de trai al cetățenilor din orașul Baia de Aramă. Se pare însă că la Baia de Aramă până și contracandidații actualului primar îl văd învingător în alegeri. Dovada stă în atitudinea candidatului PSRO, care nu a mai avut ce face în fața susținerii venite din partea locuitorilor orașului pentru Dunărințu, decât să-i ureze succes la alegeri. Vă dau pliantul. Cel mai bun să câștige Adrian, numai cu campionatul, să vedeți și președintele. Poate vă răzgândiți. Aladin Georges. Și duminică succes! Cel mai bun se câștige. Doamne ajută! Să continuăm împreună! Împreună! Rafael Dunărințu este primar al orașului Baia de Aramă din 2010 până în prezent, timp în care localitatea și-a schimbat înfățișarea radical, atât prin proiecte susținute din bugetul local atrase din fonduri europene, cât și prin proiecte susținute de Consiliul Județean. Baia de Aramă a reușit să se dezvolte sub conducerea lui Rafael Dunărințu cât nu a făcut-o în ultimii 20 de ani. Realizările din oraș demonstrează atât implicarea primarului pentru bunul mers al localității, cât și susținerea din partea unei echipe puternice și unite, precum Partidul Social Democrat.